Vreau să spun că Asociația Moldova se dezvoltă, în care face parte și Suceava, pe care a inițiat municipiul Suceava, a făcut o solicitare și a fost acceptată ca partener oficial de dialog cu Compania Națională de Drumuri Rutiere în ceea ce privește strategia pentru proiectul de infrastructură. În primul rând discutăm de acest drum de mare viteză, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Suceava, Siret. El este împărțit în 5 tronsoane. Sigur că de noi ne interesează mai deosebit două tronsoane, Siret, Suceava și Suceava, Pașcani. Vestele sunt împăcărătoare în sensul că toate proiectele care vă vorbesc au ca sursă de finanțare fonduri europene, fonduri nerambursabile. Este un lucru foarte important pentru că problema finanțării este cea mai importantă. Dacă nu le facem acum, înseamnă că nu le mai facem niciodată. În cazul acestui proiect, studiul de fezabilitate este realizat pentru 3 tronsoane, iar execuția ar putea să înceapă anul viitor pentru drum expres cu profil de autostradă. În plus, alte două proiecte majore discutate sunt autostrada A8, Ungheni-Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș, dar și drumul de mare viteză Baia Mare-Suceava. Cât privește autostrada A8, autostrada de la Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Vitrău, Târgu Mureș, la fel se actualizează, se completează studiul de fezabilitate până la sfârșitul anului, aceste documente vor fi realizate, iar licitația este prevăzută la începutul anului 2021. Proiect care ar părea la prima vedere că este mai puțin important pentru noi, drumul de mare viteză Baia Mare-Suceava, prin Bistrița. La fel de important este acest drum, în măsura în care el se va face. Sigur, în august 2020 se va face semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate, a avut loc licitația, la fel pe partea de proiectare și execuție, început de anul 2021. Este un drum foarte important, în măsura în care se face acest drum de mare viteză Suceava Baia Mare, avem posibilitatea de acolo să mergem către satul mare, să ieșim mai repede spre vest, pe la Vama Petea sau la alte vreme de la satul mare. Asociația Moldova se dezvoltă, din care face parte și municipiul Suceava, este acceptată ca partener oficial de dialog în privința stabilirii strategiei infrastructurii rutiere în zona Moldovei pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Toate cele 3 proiecte majore discutate pot fi realizate pe fonduri europene nerambursabile. A fost în prima dată când s-au prezentat trasee, s-au prezentat filmulețe, deci am cam trecut de partea de vorbe, se merge la partea concretă, la partea pragmatică și sunt și drumuri vitale în ceea ce privește dezvoltarea Moldovei. Așa cum am spus și altă dată, măsura în care nu vom avea aceste căi de acces, drumuri rapide, autostrăzi către vest, către București, nu vom putea atrage investitori străini. Repet, Moldova rămâne în izolare dacă nu vom avea parte de aceste drumuri rapide și autostrăzi.